Economiile statelor europene încearcă o revenire la normalitate, însă piața externă a forței de muncă nu mai este atât de ofertantă. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul joburilor din străinătate este mult mai mic. Serviciul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, OLT, pune la dispoziție doar 47 de locuri de muncă. Numărul locurilor de muncă din afara granițelor țării este foarte mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă că statele europene încearcă o refacere economică timidă, iar problema forței de muncă este vizibilă peste tot. Cele mai multe joburi sunt alocate operatorilor de mașini pentru departamentele de producție și ambalare. Sunt căutate de asemenea meseriile de vopsitori, sudori, lăcătuși, strungari sau zidari. Prin ETO EURES avem disponibile 47 de posturi în 4 țările Uniunii Europene și spațiul economic european. Astfel, din Finlanda am primit oferte pentru 4 operatori CNC. Din Germania avem o ofertă cu 22 de posturi pentru operator mașini, departamentele de producție și ambalare. Din Norvegia avem 3 oferte pentru vopsitori auto sau tehnicieni reparații. De asemenea, mai avem oferte din Polonia cu 14 posturi pentru operator buldo-excavator, sudor, lăcătuși, strungari, operator CNC, fierar betonist, zidar și dulgheri. Persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă în țările Uniunii Europene pot accesa pagina de internet a instituției sau pot apela la numărul de telefon 0249411002.